În data de 26 septembrie, polițiștii municipiului Lugoj, împreună cu cei din Buzia și Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Timiș, au desfășurat mai multe activități, atât în Timișoara, Lugoj, cât și în împrejurimi. Activitățile au avut rolul de a depista câinii periculoși, dacă aceștia sunt înregistrați, dar și pentru a verifica condițiile în care aceștia sunt deținuți legal. În urma acțiunii au fost verificați 83 de deținători de câini, fiind aplicate 36 de sancțiuni contravenționale în valoare de 21.000 de lei pentru neregulile constatate. Printre abaterile pe care stăpânii câinilor le-au făcut se numără nesterilizarea, nerespectarea condițiilor de deținere a animalelor de companie și deținerea animalelor de companie fără documente sanitar-veterinare.